În zonă au sosit 5 autospeciale ale pompierilor, dar și un echipaj SMURD. Intervenția s-a desfășurat cu greutate, iar pompierii s-au chinuit mai bine de 3 ore să stingă flăcările. Într-un final, aceștia au reușit să decoperteze acoperișul și să evite ca locuințele să ardă în totalitate. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu violență la acoperișul unui ansamblu de 4 locuințe. Am intervenit cu 6 autospeciale cu apă și spumă, incendiul fiind localizat și lichidat aproape în limitele găsite. Cauza probabilă a declanșării incendiului este un scurtcircuit la imobilul din centrul ansamblului de locuințe. 3 persoane, printre care și un pompier, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu fum ori s-au rănit încercând să dea o mână de ajutor. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la un scurt circuit, însă investigațiile continuă pentru a afla cu exactitate cauza.